Am asistat în urmă cu 2 săptămâni la lansarea seriei Coffee Lake, a 8-a serie de procesoare dezvoltată și pusă la dispoziția publicului larg de către gigantul producător american Intel. Înainte de a pune mâna pe un sample și de a-i face review pentru comunitatea noastră de pe YouTube, ni se părea că totul pare foarte interesant pe hârtie, ca și specificații mă refer. Întrebarea mea era, oare ne va păcăli Intel și de această dată? Ei bine, nu. Lucrurile stau mult mai bine acum și după 10 ani de la lansarea primului quad-core Q6600, dar și după câteva refresh-uri ale diverselor familii, Intel s-au gândit că a venit momentul să schimbe un pic direcția, astfel că în următoarea perioadă de timp nu ne vom mai aștepta la veșnica bătălie a megaherților, ci bătălia nucleelor. Mă rog, vom vedea ce ne rezervă viitorul. Astăzi vom vorbi de a doua placă de bază ce poposește pe masa noastră de teste și oferă suport noii familii Coffee Lake. Salut! Eu sunt Mădălin, iar această videoprezentare este dedicată plăcii de bază Z370 Gaming Pro Carbon AC, produsă sub brandul MSI. Înainte de a vorbi de principalele caracteristici ale Z370 Gaming Pro Carbon AC, haideți să vedem ce accesorii au inclus cei de la MSI în cutia produsului nostru. Pe lângă placa de bază, care seamănă foarte mult cu Z270 Gaming Pro Carbon, model pe care vi l-am prezentat undeva la începutul acestui an, avem un manual de utilizare, CD cu drivere și softuri proprietare MSI, 2 cabluri SATA, un bridge HB-SLI, un cablu extensie pentru USB 2.0, IO Shield, un cablu split și încă 2 de dimensiuni diferite pentru cei ce vor să adauge bentițe cu LED-uri RGB, placă de rețea wireless în standard AC și 2 antene pentru amplificarea semnalului acesteia. Vă recomand ca după instalarea sistemului de operare să nu folosiți driverele din pachetul produsului, ci pe cele updatate la zi, disponibile pe site-ul producătorului. Link-uri către secțiunea Download, dar și către CPU Support sunt disponibile în descrierea acestui clip. Iar acum să ne întoarcem la placa noastră de bază. În esență, și cum spuneam un pic mai devreme, aceasta este identică cu surata ei Z270. Din punct de vedere estetic, au fost schimbate protecția și răcirea existentă în zona VRM-urilor și răcirea disponibilă în zona chipsetului. Chiar și la capitolul specificații, aceste 2 modele sunt aproape identice, diferența majoră fiind suportul pentru procesoarele din seria Coffee Lake oferit de Z370. Bine, atunci, de ce producătorii nu vin cu un update de BIOS care să ne facă pe noi, cei ce ne dorim procesoarele Coffee Lake, să putem să le montăm pe plăci de bază cu Z270? E foarte simplu. Intel ne spune că socketul noilor plăci de bază folosește alimentare suplimentară, lucru care duce la deteriorarea procesoarelor. În rest, Z370 Gaming Pro Carbon AC are 3 sloturi PCI Express pe care puteți monta 2 plăci video în SLI sau chiar 3 în Crossfire X, asta în cazul în care sunteți adepții sistemelor multi-GPU, și 3 PCI Express ori 1 pentru plăci de sunet, tunere, plăci de rețea, etc. Acest model mai este dotat și cu 2 sloturi M.2 destinate SSD-urilor NVMe cu o lungime de până la 110 mm. Primul slot are în componența sa și un thermal pad menit să reducă temperatura SSD-ului, făcându-l astfel să ruleze la capacitatea sa maximă în condiții optime. Ambele sloturi M.2 suportă și SSD-uri NVMe ce au la bază tehnologia Intel Optane, aceasta fiind una din caracteristicile pe care le aducea în urmă cu ceva timp seria Z270. Intel Optane promite să ofere viteze mai bune, latențe mai mici și fiabilitate mult mai mare decât în cazul SSD-urilor bazate pe tehnologie NAND. În partea inferioară stângă este disponibilă soluția audio Audio Boost 4, cu suport software din partea Nahimic și hardware Dual Realtek ALC 1220 codec. Sunetul redat este unul superb din toate punctele de vedere, dând pe alocuri impresia că în sistem se află o placă de sunet dedicată. Pe lângă toate aceste caracteristici disponibile pe modelul ce se derulează în fața voastră, puteți monta până la 6 unități de stocare prin intermediul celor 6 porturi SATA 3, până la 64 GB memorie DDR4, a cărui frecvență poate ajunge până la 4000 de MHz în OC mode, iar în cazul în care carcasa voastră are în componență 4 porturi USB 3.0, le puteți conecta prin intermediul celor 2 headere disponibile lângă alimentarea de 24 de pini. Înainte de a pune punct acestei videoprezentări, n-au mai rămas 2 aspecte despre care am dorit să vorbim și, bineînțeles, aruncăm o privire în BIOS-ul modelului Z370 Gaming Pro Carbon AC.
panoul IO, unde avem un port combo PS2, 8 porturi USB, din care 2 versiune 2.0, 4 versiune 3.1 generația 1, 1 versiune 3.1 generația a doua tip A și 1 versiune 3.1 generația a doua tip C. Tot aici mai avem un port HDMI, un DisplayPort, portul Gigabit LAN ce are la bază controllerul Intel i219V și, nu în ultimul rând, porturile pentru sistemul audio. Și evident, sistemul de iluminare tip RGB disponibil pe aproape întreaga suprafață a plăcii de bază, sistem ce poate fi controlat prin intermediul softului proprietar MSI, Mystic Light. Acesta, sistemul de iluminare, poate fi completat în cazul în care sunteți adepții luminițelor prin intermediul unor benzi RGB și conectarea acestora la cele 3 headere disponibile pe placă, unul în zona alimentării procesorului și încă 2 în partea inferioară. Concluzii. MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC este un model solid cu foarte multe caracteristici ce ar trebui luat în calcul în cazul în care vreți să treceți pe noua platformă Z370, cu suport pentru a 8-a generație de procesoare de la Intel. Plusuri și minusuri ale acesteia: plusuri, design plăcut, placă de bază foarte aerisită, multiple opțiuni pentru conectarea benzilor RGB, dual audio codex, protecție cu soluție termică pentru SSD-ul pe slot M2, placă de rețea wireless în standard AC. Minusuri? Din păcate, foarte puține opțiuni în BIOS pentru overclock. Un al doilea fan CPU header ar fi fost ideal, mai ales pentru deținătorii de sisteme de răcire all-in-one. Aceasta a fost prezentarea video dedicată plăcii de bază MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC, produs disponibil în site-ul PC Garage, accesând linkul din descrierea acestui clip.